Roxana își manifestă unele nesiguranțe în privința căsătoriei. Nu prea e sigur așa. Ți-am zis de la început că am teama căsătoriei. Și doar pentru că se schimbă toate chestiile astea. Ce chestii se schimbă? Nume. Da, ce contează asta? Locul unde stau. Păi și ce? Cunoștințe. Poate loc de muncă, poate nu se mai combină unde lucrezi și poate o să mă schimb. Se schimbă ideea că nu mai sunt singură, acasă să le fac eu pe toate, nu știu ce, suntem doi, gândim împreună. Se schimbă bine totul. Ba da, știi cum e să fii căsătorit? Eu nu am mai fost căsătorită, nu știu cum e. Dar Roxana a găsit în Paul și unele lucruri bune și extrem de plăcute. Bă, și la urmă oameni, de ce să ne certăm și să facem chestii, de ce? Să ne facem griji, de ce? Să fiu de ce rupt și de nuntă, că doar a zis că nu mă cere. Iar te gândești că mă cere. Și nu mă cere. Roxana? Bă, dar e ciudat, mă. Adică, gen, uite, de nuntă și astea. Mm. Mie mi se pare momentul în sine, îmi dă de acum niște... Bătăi, sper să ajungă în finală. Stau și mă gândesc că te se schimbă viața unei femei. Bărbatul nu schimbă nimic. Păi dar nu ești obligată să schimbi nimic. Ce te pune să schimbi? Da, stăteam și vorbeam aseară cu el și zice: păi dacă ți-e frică așa, nu schimbi, las, păstrează-ți numele. Se enervează și păstrează-ți numele. Și zic eu, nu mi-l păstrez. Dacă tu nu vrei, nu mi-l păstrez. Ce vrei, acum să mi-l păstrez. Aoleu, Roxana, dar tu știi ce vrei? Eu da, știu ce vreau. Da, ce vrei? Să mă mărit cu Paul. E prea mare compatibilitatea între noi. Hai, mă. Zău, a fost foarte bine. Și îți făceai griji de proba practică. Bă, chiar îmi făceam griji și... spre surprinderea mea, nu... Uite, să știi că n-am dat de un bărbat tandru. Adică să-i pese de tine, știi? Știu ce zice. Dar știi ce îi spuneam aseară? Paul... dacă îl vezi așa, pare mai bleg, pare mai, nu știu, tipul ăla care nu ți-ar greși niciodată cu nimic. Mă, dar dacă îi dă tricoul jos și gen în seara aia, nu știu cum mi s-a părut, că părea așa dur, că părea tipul ăla de bărbatul ăla. Macho man. Da, da. Stăteam și, mă jur, deci crede-mă, stăteam în pat și mă uitam la el. Și eram, Paul, tu ești? Adică, nu venea să cred că, bă, mă atrăgea din ce în ce mai tare. Ori pentru faptul că îl iubesc și am ajuns să-l iubesc dinainte că de chestia iubești. Asta. Da, și am ajuns să o fac înainte să ne culcăm. Ori nu pot să-mi dau seama. O fi asta? Nu știu. Nu trec prin așa ceva în momentul ăsta ca să-mi dau cu părerea. Oricum, atunci când iubești, nu mai vezi defecte, nu mai vezi nimic. Asta e clar. Capricile iubirii. Of, Doamne, se apropie decembrie. Mai avem un pic și sărim gardul din noiembrie în decembrie și încet, încet începem să numărăm zilele, să le întoarcem invers, știi, și să le tăiem așa din calendar pe invers și pe repede înainte. Dar, în același timp, tu ziceai, și se schimbă cu căsătoria. Dar ce simți tu că se schimbă așa cu căsătoria? Toate. Ce toate? Păi, primul lucru, numele. Așa, știi că dacă vrei poți să-ți păstrezi numele sau poți să adaugi numele la numele lui sau poți să iei doar numele lui. Astea sunt cele trei variante, nu? Mai e vreuna? Da, sunt cele trei variante. Da, astea sunt cele trei variante. Să-și păstreze numele fiecare, nu fie da, poate? Ba da, se poate. Se poate, dar mai mare daraua decât o cauă fie vorba între noi, pentru că intervin copiii, acolo e o altă discuție. Dar se poate. Deci dacă vrei și ai suficient de multă tenacitate, poți și așa. Eu aș vrea să-mi păstrez și numele meu. Ok. Și tu ai vrea ca ea să-și păstreze și numele ei? Nu m-am gândit la asta, dar nu știu. Poți să-l iei și tu pe el. Da. Da. Bine, mai aveți până acolo pentru că, na, mai trebuie să fie și o cerere în căsătorie, mai sunt lucruri de făcut. Apropo, știți că weekendul acesta este cu petrecerea logodnei. Și...
cumva, nici nu știu cum să o spun ca să sune așa, să ajungă în casele voastre ale telespectatorilor. Nu știm cine pe cine a cerut și cine a spus da. Dar, până la urmă, dacă vreți să-i faceți fericiți pe cei din Casa Mireasa, știți că voi, telespectatorii, sunteți cei care ați fost mereu alături de ei. Dacă vreți să le trimiteți flori, cadouri, felicitări, șampanie, se poate până mâine la ora 17. Pentru că, așa cum ați aflat și din emisiunea Mireasa, mâine seară va fi petrecerea logodnei. Așa că, dacă vreți să fiți alături de concurenții voștri, încă nu știm cine a fost cerut și cine a zis da, mai ales, dar dacă vreți cumva să fiți în avantpremieră cumva alături de concurenți și să-i faceți fericiți, vă invităm să faceți acest lucru așa cum ați făcut de fiecare dată și așa cum ați fost de fiecare dată alături de concurenții din Casa Mireasa. Bun, am vorbit despre căsătorie, dar știți cum e, că până la Dumnezeu te mănâncă sfinții. Pe principiul ăsta mergem. Roxana, e clar că e un pic frică de căsătorie, mi-a zis că e frică de schimbarea numelui și altceva, ce mai schimbi? Statutul. În loc de domnișoară o să zică lumea doamnă.